Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blue. În clipul anterior am făcut comparație între două stabilizatoare 7812, unul autentic, iar celălalt imitație după original. Ce a ieșit, vedeți în episodul anterior. Aveți link în descriere. Nu vreau să vă stric plăcerea să vă spun ce s-a întâmplat. După ce am făcut acel clip, m-am gândit, de ce să nu le testez pe toate, făcând și un episod pe tema aceasta. Să le testez separat, parcă n-ar avea niciun farmec. E mai bine să împărtășesc cu voi acest experiment în testarea a 8 stabilizatoare de tensiune 7812. De această dată, în loc să lipesc direct de terminalele de pinii stabilizatorului, am pus acest conector bloc pentru a-mi fi mai ușor. Face contact cum trebuie, chiar nu mă aștept să am probleme, mai ales că e vorba de 1 amper, maxim 2 amperi. Să testăm primul stabilizator din cele 8, să alimentăm stabilizatorul alimentat, să pornim electronic loaderul. Amperi și pare să ducă. E în regulă. Să vedem dacă intră în protecție la supracurent sau... Da, la 1,7 ceva gen nu am fost atent. Să testăm și protecția la scurt circuit. Da, asta a fost în gol. Iar acum în sarcină. Da, a trecut testul. Integratul ăsta este în regulă. Radiatorul abia s-a încălzit din țel. Următorul stabilizator a fost montat. Să pornim electronic loaderul. Amperi, tensiunea n-a scăzut absolut deloc. Să vedem care este limita. 1,8. S-a dus un pic mai mult. Da. Să testăm protecția la scurt circuit pe ieșire, în gol. Da, este în regulă. Să testăm și în sarcină. Este în regulă. A trecut testul. Să testăm al treilea stabilizator. Stabilitatea tensiunii la curentul de 1,5 A. A crescut un pic, 12,1. 1,5 A. E acceptabil, e ok, în regulă. E un pic, văd că a crescut, dar nu am idee de ce. Să vedem curentul maxim. La 1,6-1,7 n-am fost atent nici aici. Să testăm și protecția la scurt circuit, în gol. E în regulă. Să testăm și protecția la scurt circuit în sarcină. Da, are și protecția la scurt circuit în gol și în sarcină. Și al treilea stabilizator a trecut testul. Al patrulea stabilizator, să testăm stabilitatea tensiunii la curentul de 1,5 A. Și este în regulă. Să vedem că duce mai mult. Da, la peste 1,7 A intră în protecție. Simulare scurt circuit pe ieșire în gol. Și în sarcină. A trecut testul.
Am alimentat și al cincilea stabilizator, 12V, foarte bine. Să testăm stabilitatea tensiunii la curentul de 1,5 A. Este bine, să vedem până la ce curent duce. La 1,8 amperi. Protecția la scurt circuit pe ieșire în gol. Și în sarcină. A trecut testul. Al șaselea stabilizator. Să pornim electronic loaderul. Am depășit 1 amper. 1,5 amperi. Să vedem cât duce. La 1,8 amperi a intrat în protecție. Este în regulă. Să testăm protecția la scurt circuit în gol. Este în regulă. Și protecția la scurt circuit în sarcină. E în regulă. A trecut testele și al șaselea stabilizator. Al șaptelea stabilizator. Să pornim electronic loaderul. 1 amper. 1,3. amperi și tensiunea de 12,1 V în cazul acesta se menține perfect. Protecția la scurt circuit pe ieșire în gol. Este în regulă. Și în sarcină. Da, este în regulă. Și acesta a trecut testele. Și în sfârșit, ultimul stabilizator, al optulea, avem 12,1 V, să pornim electronic loaderul, 1,2 amperi, 1,5 amperi, să testăm și până la ce curent duce. Să testăm protecția la scurt circuit pe ieșire. Protecția la scurt circuit pe ieșire în sarcină. Și a trecut testul. Concluzie, se pare că cele 8 stabilizatoare sunt în regulă și cele cumpărate de pe AliExpress sunt la fel de bune ca cele originale. Imitațiile acestea sunt în regulă. Îmi pare bine că am ales metoda de a conecta fiecare stabilizator în parte prin acest conector bloc. Mi-a ușurat mult testul, sincer. Că altfel era mult mai dificil, trebuia să lipesc fiecare în parte, îmi lua mult mai mult timp. Cam aici s-a terminat acest test. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!